după ani de procese, Cristiana Valmas, proprietara unei părți din terenul bazei Zoltan David, și-a delimitat suprafața pe care, potrivit legii, o deține. S-a încercat o executare silită acum vreo 2 ani, s-au bătut vreo 3 țăruși pe aici, după care au fost scoși. Astfel încât au urmat alți 2 ani de procese și urmează o îngrădire mai serioasă. Ce suprafață a revendicat această doamnă? Familia doamnei, pentru că au calitate procesuală toate rudele, fiind moștenire de familie, au revendicat 2280 de metri pătrați. Cu permisiunea doamnei a spus că o să le permită copiilor, o să permită cui vrea să se joace pe teren. Păi și atunci dar permite nu și oțelului clubului oțelul. Nu clubului oțelul. Deci oricărei persoane care vrea să se joace, îi va permite. Clubului nu. Cristiana Valma susține că este deschisă la negocieri, chiar dacă, spune ea, de fiecare dată nu a comunicat bine cu reprezentanții clubului oțelul. Este un moment destul de neplăcut și pentru mine. Nu credeți că eu sunt bucuroasă de ce se întâmplă, datorită faptului că am fost în așteptare din 2004 până în 2005 când s-a finalizat. Și plus că prima cerere de retrocedare a fost făcută în 1991. Nu e plăcut ce se întâmplă, dar nu știu, din partea mea totul e posibil, dar din partea celorlalți nu văd nici... Adică ați fi deschisă către o ofertă? Deocamdată să văd care e situația, să intru în proprietate, să-mi diminuez, să-mi îngăzduiesc proprietatea, să-mi fac cartea financiară unde îmi creează probleme, am înscris lucrări care nu au drept de construcție, cum s-au întâmplat aceste lucruri, vă dați seama că eu nu pot să știu, vom constata acum, dar trebuie să vă spun că litigiile acestea erau notate de când au început, da. Au fost somați prin notificări, nu continuați nimic, până se finalizează, că era posibil să nu mi se retrocedeze. Totul era posibil. Deci nu au fost bune relații. Nu bune relații, nici nu erau relații. Între timp, fosta campioană a României caută soluții pentru a se putea antrena în continuare. Practic, cea mai mare problemă a noastră sunt punctele pe care le-am găsit în sentință și în schița de la, de la instanță. Practic, v-au luat un sfert din teren, cam asta e problema. Practic, momentan, nu pot spune nimic, ne-au luat ce le aparține. Însă le aparține într-adevăr o parte a terenului, nu pot să vă confirm în acest moment dacă este cea reală sau cea care nu e a lor, nu e a dânșilor. Păcat că oțelul nu se mai poate antrena. Asta este cea mai mare problemă pe care o avem la ora actuală și cea mai mare durere pe care o avem și lupta care la ora actuală pentru care luptăm este pentru acest antrenament. Noi practic nu vom juca meciuri oficiale. Aș vrea să înțeleagă dânșii că nu avem, nu, acest teren nu se va juca niciun meci oficial. Vom face doar niște antrenamente. Nu avem dreptul de a omologa. Efectiv este un teren de antrenament. Dar dacă nu știu cum să mă exprim, dacă la un moment dat am încercat niște negocieri, nu s-au putut, dacă în spatele acestei povești există o altă poveste, eu nu pot să confirm absolut nimic. Eu fac astăzi, nu fac decât să mă supun acestei sentințe și legii. Există